Auziți? Cum cu sănătatea? Ia spuneți, dacă în ultima dată ați fost la un medic așa, la un control de ăsta de rutină, ca să vedeți dacă măierica nu e inflată, dacă spina la loc, dacă inimioara bate cum trebuie, ha? Dar și nu prea mergeți la doctori? Dar de ce? Unii din sistemul medical au comportament inadecvat, dar nu poate și, bă. Dar taci, te rog, din gură, nici nu grei, nici nu zic, nici n-are cum. Auziți? Ia veniți încoace, stăți cam își vă spune Vanea Băț. Nu suntem noi nici pe departe poporul cu cei mai mari longevitate din lume. Oamenii se adresează uneori prea târziu la medici. Dar de ce se întâmplă așa oare? Și nu ne poate spune? Vreau azi să grăim o lecuțică despre niște lucrători medicali care au cam uitat ce înseamnă jurământul lui Hipocrate. Care au uitat ce înseamnă un comportament adecvat față de pacient. Cazuri din acestea îți zăși, sute, poate și mii și ele trebuie tratate foarte atent. Bolnavii merg la spitale în speranța că o să scape de durere. Și în loc medicii să-i întâmpine cu o vorbă bună, cu plăcere, se uită la pacientul acela de parcă eu mânca borșul. Grăiesc pe un ton urât și lipsit de bun simț, parcă ar și sarmanul pacient medicul cu ceva dator. Și când vezi comportamentul ăsta, apoi să aștepți acasă moartea, îți pare mai ușor. Aceeași importanță își dă și unii din personal auxiliar. Să te bruscheze poate și o servitoare din spital. Da, e ca există și așa ființă, știți? Și mărg așa important prin instituții, fac val cu halatele și alea, mai ceva ca doctorul în știință. Să obții un certificat medical trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, că dacă cineva acolo nu intoane bune, poate să te calce în picioare. Lucru cu oamenii nu este ușor, dar ți l-ai asumat. Aici e lucrul tău. Pacienții nu-ți jinoveți că ai acasă probleme, ori ți s-o prins răștura greu. Unii își motivează comportamentul prin salarii mici și program supraîncărcat. Dar omul bolnav care vine la tine în lacrimi de durere, cu ce ți-ai jinovat? Tăiați-ți plătitori de poliță. Când o să înțelegeți voi oare că omul care plătește polița din care vi se achită vouă salarii nu are nici salariu și cu atât mai mult nu are pensie mai mare? Și vizați în această problemă, vă rog schimbați-vă comportamentul urgent. Și amu chiar fără glume. Că noi să mai revenim la subiectul ăsta, dar deja cu date concrete și cu nume. Cei care s-au ciocnit cu așa lucrători medicali, să nu vă și bă fric să grăiți despre asta. Că tolerând comportamentul ăsta inuman, nu se mai termină niciodată năpasta. Ministerul Sănătății pentru omenașii ăștia trebuie să organizeze niște lecții de etică și de conduită. Că așa îi pătează și alți oameni din sistemul medical, care chiar și cu bani puțini fac o muncă demnă de admirație și cinstită. Și ca la statistica mondială, la longevitate, să nu șim așa de jos, trebuie în instituțiile spitalicești un mediu mai prielnic și mai sănătos. Că oamenii bolnavi și disperați au în medici poate o ultimă speranță. Așa că nu îi izghiți, tratați-i cu răbdare, nu cu aroganță. Că Dumnezeu e mare, dar nu tăță la pucă de chișoare. Aici a fost Vanea Băț, care dorește pașii, sănătate și înțelegere la tăță.